Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitatul meu de astăzi este psihologul Raluca Fărcaș. Bine te-am găsit! Bine v-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitație! Și astăzi povestim despre un subiect care nu e tocmai pe placul multora. Cum primește un pacient oncologic vestea că a primit un diagnostic oncologic? În primul rând, un diagnostic oncologic ne reamintește tuturor faptul că viața nu durează o veșnicie și că suntem limitați în timp și spațiu. Senzația de pierderea controlului în momentul în care se pune un diagnostic oncologic este copleșitoare. Și atunci, dacă îi să ne gândim la literatura de specialitate, aceasta dovedește că există mai multe etape prin care un pacient trece. Adică sunt mai multe răspunsuri psihologice la diagnostic. O să te rog să ne ajut puțin. În România, cine dă această veste pacientului? În România, diagnosticul este oferit și, cred că și în afară, de către medicul curant, medicul oncolog. Adică nu este datoria psihologului, psihologul doar normalizează emoțiile aferente. În serialele cu medici filmate în Statele Unite există întotdeauna un episod dedicat oferirii acestor vești și este un episod de obicei lacrimogen, pentru că nu este ușor nici pentru medic, mă gândesc, să ofere aceste vești și nici pentru pacient să le primească. Spune-mi, rog, care sunt aceste etape de care vorbeai? Aceste etape sunt în ordine cronologică, dacă am putea să le denumim așa. În prima fază este etapa de șoc, etapa șocantă, în care atât pacientul cât și aparținătorii și familia devin bulversați. Li se pare că ceea ce li se întâmplă este ireal. Aceste etape îi urmează faza de negare a diagnosticului. Această fază se caracterizează printr-o puternică angoasă și sentimente de deznădejde și panică. În această fază, de obicei, pacientul tinde să invalideze diagnosticul. Este faza în care încearcă să alerge de la un specialist la altul pentru a se infirma acest diagnostic. De obicei, aici se cere a doua opinie. Bineînțeles, exact. Aceasta este faza în care se consultă mai mulți specialiști în speranța că cineva va invalida diagnosticul inițial. După această etapă de refuz, de negare, urmează etapa de furie, care de altfel este o etapă care alină, să zicem, chinul și suferința, deci are un efect adaptativ. În această etapă, pacientul caută o justificare pentru boală, caută un vinovat, se simte nedreptățit. În această etapă se caută vinovați și atunci furia poate să fie îndreptată atât către membrii familiei, cât și către propria persoană, personalul medical sau chiar către Dumnezeu. Urmează o etapă de negociere și această etapă se caracterizează prin faptul că deja pacientul este predispus să facă un compromis. Se gândește, deci se flexibilizează puțin, se gândește că dacă urmează un tratament, are posibilitatea să-și prelungească viața. Însă dacă rezultatele și boala nu merg, să zicem, într-o direcție favorabilă și expectanțele pacientului și ale familiei nu sunt în concordanță cu rezultatele scontate, atunci, bineînțeles, că ne confruntăm cu elemente depresive și este perioada depresivă când pacientul tinde să se izoleze, să se retragă, să își plângă mai mult de milă, să se simtă inutil și ineficient. Sunt oameni care aleg să lupte, sunt oameni care aleg să se împace cu ideea, să își îmbrățișeze moartea, ceva să vină.
Bineînțeles, până la urmă toată lumea ajunge și la ultima etapă care urma, etapa de acceptare. Momentul în care își dau seama că se poate trăi cu boala și ajung să își caute resurse chiar acolo unde credeau că nu există și să se bucure de fiecare zi. Aceste etape nu sunt, nu știu, nu au un număr specific de zile sau în care să se desfășoare. Sunt niște chestii foarte particulare. Adică depinde de personalitatea fiecărei persoane. Unele persoane trec mai ușor prin aceste etape, alte persoane rămân, de exemplu, mai mult la faza cu elemente depresive sau la faza de negare, dar cu siguranță acesta este ciclul complet. Tu te întâlnești zi de zi cu pacienții oncologici și cu aparținători, cu membrii familiei, cu prieteni, cu parteneri. E suficient să lucrezi cu pacientul sau trebuie să lucrezi și cu aparținătorii? Ideal este să lucrezi atât cu pacienții cât și cu aparținătorii, ceea ce și fac. Adică o boală oncologică nu este o boală individuală, este o boală de familie. Întreaga familie este afectată și chiar există studii în literatura de specialitate care afirmă faptul că distresul emoțional poate să fie la același nivel, aceeași intensitate perceput și de către aparținător și uneori poate chiar mai puternic. Cunosc cazuri când pacientul este cel care trebuie să, nu știu, să-l protejeze sau să își încurajeze aparținătorii. Spuneai că nu există un termen, un număr de zile între prima etapă și, nu spunem chiar ultima, între cele intermediare, dar sunt oameni care, neapărat că ard etape, dar trec foarte, foarte natural și normal prin toate. Bineînțeles, sunt persoane care își găsesc strategii adaptative mult mai repede. Aici depinde și de suportul pe care îl au aceste persoane. Adică contează foarte mult suportul oferit de către familie, suportul specialiștilor, resursele pe care le are persoana la îndemână și, bineînțeles, și determinarea. Adică fiecare trebuie să ajungă la momentul la care să accepte faptul că sunt anumite situații în viață asupra cărora nu avem control. Și atunci să investim niște resurse fizice și psihice acolo unde nu avem control e practic epuizant, copleșitor. Și merită să încerce să schimbe atitudinea și modul în care se raportează vis-a-vis de situație și acolo sunt cei care au acest câștig, adică trec mai repede când își dau seama că contează modul în care se raportează. Și cu cât reușesc să se raporteze mai bine și să-și găsească strategii mai adaptative, cu atât, practic, trecerea de la etapă la alta este mai scurtă. Cât de important este rolul psihologului sau al psihoterapeutului în a trece mai ușor prin toată această situație? Din punctul meu de vedere și nu doar al meu și al studiilor, se spune că este deosebit de important pentru că, practic, suportul nostru emoțional ajută pacientul să aibă să se complieze, să aibă o aderență mai bună la tratament și există și studii care afirmă faptul că un pacient bine reglat emoțional și cu o calitate a vieții crescută poate să aibă și o rată de supraviețuire superioară. Există studii care să arate că cei care primesc, nu știu, mai bine din punct de vedere psihic această veste, au o durată a vieții mai lungă sau e vorba doar de calitatea vieții? Studiile pe care eu le-am consultat se referă într-adevăr la calitatea vieții. Adică studiile spun că o persoană care are o calitate a vieții ridicată este o persoană și mai adaptată și într-adevăr poate să aibă o supraviețuire. Îți mulțumesc foarte mult pentru povestea de astăzi, care nu a fost cu lacrimi în ochi, ci mai degrabă cu informații foarte utile. Mulțumesc și eu! Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!